Școala Post-Liceală Sanitară Slatina continuă să-și pregătească elevii la nivel internațional. O nouă serie de cursanți pleacă zilele acestea în Spania. Vor merge la o clinică medicală renumită pentru a învăța cum să trateze și să îngrijească pacienții. Va fi practic un schimb de experiență care nu doar că îi pregătește pe viitorii asistenți în domeniul medical, dar îi va ajuta și atunci când își vor căuta un loc de muncă. Școala Post-Liceală Sanitară Slatina desfășoară proiectul Erasmus, stagii practice europene, o șansă a asistenților medicali generaliști în cariera medicală. În cadrul acestui proiect, care are un grant de 100.656 euro, vor participa 11 elevi în fluxul 2, care vor desfășura stagiul practic la o clinică din Granada, Spania, clinică în care și-au mai desfășurat și elevii din fluxul 1 stagiul practic. Acolo și vor aprofunda cunoștințele acumulate în școală, vor avea posibilitatea să își dezvolte și competențele lingvistice în cadrul acestui proiect. Elevii selectați pentru practica în Spania sunt din diferiți ani de studii. Ei sunt nerăbdători să vadă procedurile medicale și serviciile acordate pacienților într-o altă țară. În acest flux avem 3 specializări. Avem asistent medical generalist anul 1, asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare anul 1 și 2 și asistent medical de farmacie anul 1 și 2. Acolo vor practica, conform specializării, folosind o aparatură mai modernă și, bineînțeles, îi pregătim nu numai profesional, și pentru o dimensiune europeană, culturală și, bineînțeles, lingvistic. Sunt foarte fericită că mi s-a propus această șansă de a merge. Mă aștept să găsesc un personal medical mult mai pregătit. Aș vrea să mă dezvolt profesional mult mai bine pentru a pune în aplicare aici, căci eu aici vreau să lucrez. Pentru această elevă, deplasarea în Spania este și mai specială. Își va sărbători ziua de naștere acolo, alături de colegi și de personalul medical de la clinica respectivă. Merg pentru a mă dezvolta pe plan profesional, cultural, și e prima dată când merg în altă țară și mai ales în sistemul sanitar. Și aș vrea totuși să descoper cât mai multe, altceva decât la noi. Este a doua serie de elevi ai Școlii Post-Liceale Sanitare Slatina care face practică peste hotare. În luna martie, alți cursanți au desfășurat stagiul practic tot în Spania și în lunile următoare, o nouă grupă, cea de-a treia, va merge peste hotare pentru a pune în practică informațiile medicale acumulate în anii de studii.